Când majoritatea oamenilor se gândesc la Amsterdam, se gândesc în mod firesc la cele mai faimoase atracții, cum ar fi Casa lui Anne Frank, Muzeul Van Gogh sau controversatul Cartier Roșu. Cu toate acestea, există atât de multe aspecte unice în acest oraș frumos și vibrant, de care probabil nu știai. Dacă nu ai mai vizitat niciodată Amsterdamul și intenționezi să faci o călătorie, acest clip este cu siguranță pentru tine. Iată deci 15 curiozități despre Amsterdam, care s-ar putea să te convingă ce oraș să vizitezi în următoarea călătorie. Îți place să călătorești și să descoperi lumea? Cu siguranță acest canal îți împărtășește pasiunile. Nu uita să te abonezi și să apeși pe clopoțel pentru a fi notificat de fiecare dată când o nouă destinație te așteaptă. 1. În Amsterdam sunt mai multe biciclete decât locuitori. Da, ți-ai auzit bine. Amsterdamul este orașul în care există 1,25 biciclete pe cap de locuitor, adică aproximativ 1 milion de biciclete și doar 800.000 de locuitori. Imaginați-vă, deci, că vorbim aici despre o adevărată industrie în continuă dezvoltare, care aduce pe piață tot felul de biciclete, care mai de care. Cele tipic olandeze vin cu suporturi și atașuri de toate soiurile și sunt de folos în orice situație. Foarte mulți olandezi folosesc bicicletele pentru a-și plimba bebelușii sau pentru a transporta cumpărăturile. 2. Casele sunt înguste cu un motiv justificat. Capitala olandeză este renumită pentru casele sale înguste și există numeroase case în oraș care se luptă pentru titlul de cea mai îngustă din Amsterdam. Cu toate acestea, acest record dubios aparține în mod oficial unei locuințe a cărei fațadă zveltă are o lățime de doar 1 metru, abia suficient de mare pentru ușa din față. Există un motiv bun pentru care casele din Amsterdam sunt atât de înguste și, în mod previzibil, motivul este legat de bani. În secolul al XVII-lea, localnicii erau impozitați pe lățimea proprietăților lor, ceea ce, destul de amuzant, a generat mult interes pentru casele cu fațetă îngustă. În mod inteligent, multe dintre aceste proprietăți au fost proiectate pentru a fi mai largi în spate, dând astfel doar impresia că ar fi mici. 3. Există o barcă întreagă dedicată doar pisicilor. Deci, cel mai probabil ați auzit de casele bărci, care se află pe canalele Amsterdamului. Dar ați auzit de barca cu pisici? Susținută în totalitate de donații, această casă este un sanctuar pentru pisicile fără stăpân, care funcționează încă din 1966, și voluntarii își oferă timpul să hrănească și să aibă grijă de aceste animale adorabile. Cu aproximativ 50 de pisici pe barcă în acest moment, aceasta este raiul iubitorilor de pisici. 4. Amsterdamul este susținut de milioane de piloni. Majoritatea clădirilor din Amsterdam sunt construite pe stâlpi de lemn, cu lungimea cuprinsă între 15 și 20 de metri. O casă tipică din centrul orașului este susținută de aproximativ 10 stâlpi, dar Palatul Regal din Amsterdam se așează pe mai mult de 13.500 de grămezi de lemn. În total, există aproximativ 11 milioane de astfel de piloni care susțin orașul. Un aspect interesant al Amsterdamului este că orașul se află de fapt sub nivelul mării, dar a reușit să rămână deasupra apei datorită sistemului său de canale și a stâlpilor de lemn. 5. Orașul are mai multe canale decât Veneția. Canalele din secolul al XVII-lea din Amsterdam sunt atât de frecvent comparate cu cele din Veneția, încât i-a adus capitalei olandeze porecla de Veneția Nordului. De fapt, Amsterdam găzduiește 165 de canale, cu o lungime totală de 50 de kilometri, în timp ce omologul său italian are doar 150. Deci, poate porecla potrivită în acest caz poate ar fi Veneția, Amsterdamul Sudului. 6. Amsterdamul e prima capitală din lume care a legalizat căsătoria între persoane de același sex. Probabil unul dintre cele mai liberale orașe din Europa, Amsterdam a fost primul care a legalizat căsătoria între persoane de același sex încă din anul 2001.
De atunci, orașul a fost o destinație turistică preferată în rândul comunității LGBT. Anualul Gay Pride din Amsterdam aduce împreună persoane care se distrează la diferite petreceri, proiecții de filme, evenimente sportive sau dezbateri. 7. Amsterdam, un oraș care se află la înălțime. Chiar dacă orașul se află sub nivelul mării, acest lucru e compensat de înălțimea oamenilor care trăiesc aici. Olandezii sunt pur și simplu uriași. De fapt, sunt în medie cei mai înalți oameni din lume. Înălțimea medie a unei olandeze este de aproape 1,71 metri, iar cea a unui olandez 1,84 metri. Dar lucrurile nu au stat la fel întotdeauna, căci în ultimii 150 de ani, olandezii au cunoscut o creștere înălțime de aproximativ 20 de centimetri. 8. Amsterdam are poeți în oraș care scriu și citesc poezii la înmormântări. Dacă cineva moare în Amsterdam și nu este revendicat de niciun prieten sau rudă, atunci va primi o înmormântare din partea autorităților din oraș. Pentru morții nerecunoscuți, un poet al orașului este angajat să afle cât mai multe despre persoana respectivă, iar apoi scrie o poezie despre ea și o recită la mormântarea ei. Acesta este un serviciu oferit de guvernul olandez pentru oricine moare și este lăsat nerevendicat în Amsterdam, nu doar pentru cetățenii olandezi. 9. Amsterdam are cea mai mare concentrație de muzee pe metru pătrat dintre toate orașele din lume. Amsterdam are peste 75 de muzee și unele dintre cele mai mari colecții de artă din lume. Fiind casa muzeului Van Gogh, nu ar trebui să fie o surpriză faptul că Amsterdamul se mândrește cu cea mai mare colecție de picturi din Rembrandt și opere de artă ale lui Van Gogh din lume. Există atât de multe muzee în Amsterdam că până și aeroportul Schiphol din Amsterdam are un muzeu în el, făcându-l singurul aeroport din lume care are un muzeu. Acesta se află în spatele secțiunilor inițiale de control al pașapoartelor și este gratuit pentru intrarea tuturor celor care doresc acest lucru. 10. Amsterdam are 40 de parcuri. Acest aspect este surprinzător, având în vedere că cea mai mare parte a orașului este formată din piste de biciclete, canale sau poduri. Dar Amsterdamul are o cultură înfloritoare a parcurilor. Orașul conține parcuri pentru copii mici până la celebrul și uimitor de magnific Vondelpark, care acoperă o suprafață destul de mare a orașului. Toate aceste parcuri înseamnă că puteți găsi întotdeauna un loc liniștit oriunde în Amsterdam, indiferent cât de aglomerat este. Acestea fiind spuse, totuși, dacă sunteți în căutarea unui pic de liniște și pace, atunci ar trebui să vă îndreptați spre Vondelpark, întrucât aici locuiesc peste 4.000 de papagali sălbatici. Acești papagali au fost cumpărați de olandezi ca animale de companie, după care câțiva au scăpat și au început să se reproducă și au trăit în oraș de atunci. 11. Berea din Amsterdam. Vrei să-ți potolești setea? Amsterdamul are ingredientele câștigătoare. În timp ce majoritatea țărilor europene au propria lor bere, olandezii pot pretinde cu mândrie că au cea mai populară bere dintre toate. Fondată la Amsterdam în 1864, Heineken produce acum aproape 200 de milioane de hectolitri din celebra sa bere în fiecare an. La Heineken Experience veți avea șansa de a învăța procesul de fabricare a berii, totul în timp ce beți singur un pahar rece de bere. 12. Jurnalul Anei Frank este disponibil în 70 de limbi diferite. Nici o vizită la Amsterdam nu ar fi completă fără a afla despre cea mai întunecată perioadă a sa. În turneul Anne Frank, veți auzi povestea completă a orașului ocupat de naziști. Frank s-a ascuns cu familia ei într-o anexă secretă timp de 2 ani, între 1942 și 1944, înainte de a fi capturați. Povestea ei este acum spusă în întreaga lume, iar jurnalul ei a fost tradus în 70 de limbi diferite, inclusiv în română. 13. Cea mai mică casă din Europa se află în Amsterdam. Această casă măsoară doar 2,02 metri lățime și 5 metri lungime și are doar o mică cameră în interior.
Casa a fost construită în jurul anului 1738. În prezent, găzduiește cea mai mică sală de ceai din Amsterdam. Dacă sunteți un iubitor de ceai, adăugați-o neapărat la itinerariul dumneavoastră când vizitați orașul. 14. Aproximativ 90 de insule formează teritoriul capitalei olandeze. Multe dintre ele sunt create de om. De fapt, un întreg arhipelag artificial, format din 10 insule, a fost construit în ultimii 5 ani pentru a oferi locuințe suplimentare populației mereu în creștere din Amsterdam. 15. Majoritatea cetățenilor din Amsterdam vorbesc cel puțin două limbi. Majoritatea oamenilor din Amsterdam vorbesc fluent engleza și cunosc adesea câteva alte limbi în afară de olandeză. De fapt, este destul de obișnuit ca olandezii din afara Amsterdamului să înțeleagă engleza, parțial pentru că cele două limbi sunt strâns legate una de cealaltă. Așadar, v-am convins să vizitați Amsterdamul? Dacă nu, nu uitați că aici se găsește atât celebrul cartier roșu, dar și cafenelele în care se pot consuma unele substanțe interzise în alte țări, de care nu am vorbit în acest clip.